Câteva amendamente care, se speră, vor fi aduse legii antifumat, au fost luate în discuție de către parlamentari. Juriștii din Senat analizează începând din 30 martie textul citit de senatorul Stelian Amiron, unul dintre inițiatorii acestor modificări la proiectul de lege, text semnat deja de alți deputați. Potrivit inițiatorilor amendamentelor, fumatul va fi permis în camere special amenajate, care se servească exclusiv fumatului și activităților asociate acestuia, cum ar fi consumul de cafea, băuturi calde și băuturi răcoritoare. Definiția spațiului public închis survine și ea în cadrul amendamentelor, aceasta căpătând următoarea formă. Orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate sau de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este încadrat de pereți de jur împrejur, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar ori permanent, cu excepția spațiilor cu destinație locativă. Foarte posibilă, amendarea legii antifumat ar veni ca un act reparator pentru consumatorii de tutun, care, odată cu intrarea în vigoare a legii amendate, ar avea dreptul să fumeze la terase, să se constituie în asociații sau cluburi unde vor putea fuma. De asemenea, în restaurante se vor amenaja camere pentru fumători unde se vor putea consuma și băuturi alcoolice sau nu. Putem deduce că punerea în practică a legii antifumat cu amendamentele în discuție ar mulțumi o mare parte a fumătorilor. În plus, mulțumiți vor fi și patronii de restaurante, baruri și cafenele din cel puțin două motive. Își vor recăpăta clienții pierduți odată cu aplicarea legii în forma sa publicată și aplicabilă din 17 martie și vor dispărea cazurile deja în număr mare semnalate prin care o parte a consumatorilor, invocând nevoia de a fuma afară, ieșeau fără a se mai întoarce pentru plata consumației.